Așadar, elevi, aveți cumva idee de ce v-am adus pe toți aici? Nu. No. Dar noi știm, profesor Mike. Astăzi vom alege liderii acestei cabane. Eu cred că deja pot ghiși cine va fi. A nebunit proful, Mike. Dacă le va alege pe ele, nu voi supraviețui. Da, nu e corect. Poate ne va alege pe noi. Așadar, elevi, luna aceasta, liderii acestei cabane vor fi... Majoretele Bunny. Ce? Ei bine, colegi, noi suntem acum conducătoarele acestei cabane. Vă surprinde? Nu vă văd zâmbetele de bucurie. Toți veți juca după regulile noastre de acum. Da, da. Fetelor, sunteți cele mai noi tari. Noi nu vom urma regulile majoretelor. Da, nu faceți asta. Va trebui să faceți asta. Veți asculta tot ce vom spune noi. Ați fost cam răsfățate în ultima vreme. Elev, luna aceasta vom asculta cu toții de majoretele Bunny. Ele vor fi mâna mea dreaptă, dar și stângă. Profesor Mike, m-ați trădat. Confirm, ce trădător. Ce e cu proful Mike? De ce majoretele? Sper că ratații să dea ordine la un moment dat. Aha, ratații nu pot fi lideri. Asta e, șobolanilor, nu mai sunteți lideri. Vom face tot ce vom putea. Vom face tot ce putem să preluăm din nou puterea. Majoretelor, mult succes în toate. Eu am plecat. Mulțumim, profesor Mike. Acum vom alege asistenții noștri. Aceștia vor fi... Basketbaliștii. Wow, iată, noi suntem asistenții. Așadar, majoretele le vor controla pe fete, iar basketbaliștii noștri pe băieți. Băieți, ascultați! Veți avea o lună grea, vă promitem asta. Nu-i speriați, deja tremură săracii. Suntem în formă deja. Eu nu voi asculta de majorete, sub nicio formă. Vom auzi acum ce vor avea de spus. Fetelor, pot fi în echipa voastră? Nu vreau să fiu basketbalist, ei mă urăsc. Nu poți, pentru că ești băiat. Ei bine, e timpul să ne răzbunăm pe ticăloși. Așadar, Frogs, veți face toate paturile în fiecare seară. Ați înțeles? Ați auzit, Frogs? Super! Luna următoare, noi vom fi liderii. Ne vom distra așa tare cu ele. Cine se cred? Noi suntem majorete! Șobolanilor! Diana, ei trebuie să primească cea mai grea sarcină. Trebuie să le reamintim ce au făcut. Lealea, calmează-te! Șobolanilor, vă iubim! Diana, tot ce e mai dur... De aceea veți curăța toate toaletele din cabană în fiecare zi. Super! Știți ceva? Am ieșit din prostia asta acum. Sub nicio formă nu vom face noi asta. Ratatelor! Diana, lasă-mă să le zic băieților. Fotbaliștii vor curăța sala după fiecare antrenament. Da, sigur. Nu vom curăța nimic, ai auzit, Patrick? Tu vei curăța sala după fiecare antrenament. Sunt baseballist, nu fotbalist. Fotbaliștii vor lua cârpe și vor curăța podea. Uite, Pizza, ce fain că lucrăm. Nu suntem nevoiți să facem patul nimănui, vezi? Nici să curățăm toaletele, prefer să servesc cocktailuri. Asta înseamnă că nici o majoretă, nici un basketbalist nu vor avea treabă cu noi. Suntem pe cont propriu azi. Iar voi, ratatelor, care iubiți să ne urmăriți, nu veți mai ieși din casă timp de o lună. Ați înțeles? Yes, am scăpat de voi, ratatelor. Ce? Carina, cum am aflat? Nu știu, cineva le-a spus. Dacă aveți întrebări, dragilor, puteți să ni le adresați nouă. Știți unde să ne găsiți. Mult succes, băieți! Ce atitudine! Ai uitat cum e Diana, așa-i? Am uitat, dar mi-am adus aminte. Ryan! Pot fi în echipa fetelor? Te rog? Nu poți, nu ești o fată, ești un băiat. Tu vei fi cel care ne va da mingile când ne antrenăm. E o sarcină de fete aproape, e ușor. Ok, să dau mingea, nu e la fel cu a curăța sala. Ați auzit, fotbaliștilor? Eu nu voi curăța sala. Ei bine, acum, Nastia, îmi poți spune ce plănuiești? Ce te-ai îmbrăcat așa? Ai o întâlnire? Fetelor, promiteți-mi că dacă vă zic, nu veți țipa la mine și nu mă veți bârfi, ok? Vă rog mult. Nastia, nu mă speria, spune odată ce e. Treci la subiect, Nastia? Păi eu și Zac avem întâlnire diseară, nu țipați, vă rog. Ce? Da, ne vedem la lac, pentru că nu vreau ca basketbaliștii să vadă ceva. Știi ceva, Nastia? Nu sunt de acord. Nici eu nu sunt de acord. Nu ai priceput, nu vor să aibă de-a face cu noi. Sunt ciudați. Așa că, fiind capitanul acestei echipe, nu sunt de acord, îți interzic să te vezi cu el. Știi ceva, Diana? Voi merge, e treaba mea ce fac cu viața mea, ai înțeles? Mă duc unde vreau eu. Bine, Nastia, du-te! Eu și Diana suntem singurele majorete, tu ești o trădătoare. Nastia, sper să-ți pornești creierul și să nu mergi la întâlnire cu Zac. Creierul meu e pornit tot timpul, nu-mi spui tu ce să fac. Ai, spune-mi și limonade. Frug, de ce sunteți așa triste? Majoretele ne-au stricat dispoziția. Banii ăștia sunt așa enervante, le urăsc.
Eu nu voi face paturile, nu le voi face. Frox, dar e vina voastră, ar fi trebuit să fiți prietene cu ele. Răzbunătoare. Să fim prietene. Fetelor, sunteți cu noi sau cu ele? Nu vom accepta asta, nu-i așa, fetelor? Despre ce tot vorbiți? Nici noi nu vrem să fim prieteni cu voi. Nici gând, suntem independente acum. Dar dacă veți fi astfel, veți face paturi. Și veți curăța toaletele. Noi suntem șobolani, nu vom face asta. Șobolanilor, haideți, aveți vreo propunere pentru noi? Să mergem, Frox. Nu în fața tuturor. Toți vor deveni la un moment dat prieteni. Ba nu, pentru că fiecare luptă pentru el. Drăguț! Zac, nu mergi nicăieri, nu te las. Ba da, Zarif, sunt îndrăgostit, nu mă poți opri. Și unde e întâlnirea la lac, da? Da, de ce? Întrebam, asigură-te că majoritatea ta nu va fi infectată de alți zombie. Știi că nu suntem nici primii, nici ultimii. Nu-ți face griji, Gruf, mă voi lupta pentru prietena mea. Se crede așa matur, dar e doar un copil. Oh, nu, nu pot merge la întâlnire fără flori. Aici sunt. Aici e. Liniște, să ne ascundem. Uită-te, a venit până la urmă. Iubirea e diabolică, poți să te îndrăgostești și de un zombie. Wow, ce loc frumos, mai e și romantic. În regulă, respirația e fresh, miros a parfum. Bun, acum îl aștept pe Zac. Zac, important e să ai încredere în tine. Azi cel mai important e să o săruți. Zac, bună! Bună! Știi, Zac, locul pe care l-ai ales pentru întâlnire este perfect. Cel mai frumos loc. Acestea sunt pentru tine. Mulțumesc! Margaretele albastre sunt preferatele mele. Știam că se vor potrivi cu părul tău. Deci, Zac, ce vom face? Să ne plimbăm un pic, îți va arăta un loc frumos. Ei bine, i-a dat flori pentru morți. Iar Nastia se bucură de aceste margarete albastre. Să-i urmărim? Cnopa, normal, nu trebuie să se sărute. Altfel, i se va schimba și ei fața, înțelegi? Haide, să nu-i lăsăm să se sărute. Nu-i lăsăm. Oh, Zac, ce frumos e aici. Poți hrăni rațele aici. Serios? Ce mai pot hrăni? Păi, Nastia, doar rațele. Zac, te pot săruta lângă lac? Dacă vrei, da. Și nu voi sfârși având pielea albă ca tine? Cnopa, sunt aici. Se vor săruta, trebuie să oprim. Zac, te iubesc. Și eu te iubesc, Nastia. Nu va fi niciun sărut. Nastia, haide să plecăm. Zac, lasă-mi în pace, e o majoretă, nu e potrivită pentru tine. Nastia, vino acasă. Ce căutați aici, fetelor, mi-ați stricat ieșirea. Nastia, te voi aștepta aici mâine la aceeași oră, să știi. Nu pricep, de ce închideți? Păi s-a terminat programul. Dar poți deschide un pic pentru noi, să ne faceți niște aripioare. Mi-e pare rău, dar am închis. Mâine. Puteți lucra pentru basketbaliști? Ne e foame după antrenament, să facem aripioare. Basketbaliștilor, la ce vă gândiți? Vreți să aveți probleme din nou? Îl voi chema pe proful Mike. Ok, hai să nu ne mai cer nimic de acum. Mersi de masă, pizza. Azi nu cred că ar trebui să dorm la noapte asta dacă nu vrei să te trezești cu buzele vopsite. Basketbaliștilor, plecați de aici. Pe noi nu ne conduceți, suntem independenți. Plecați de aici, basketbaliștilor. Vrem aripioare. S-a închis cafeneaua. Vor deschide pentru noi. Da, pentru voi vom deschide. Vedeți? Basketbaliștilor, în regulă, fotbaliștilor, sunteți peste tot. Veți veni în camera noastră astăzi să curățați pisoarul. Vă voi da o găleată și perii. Fără mănuși încă, băieți? Ați venit la timp. Basketbaliștii deveniseră agresivi. Dacă vă ating, veniți la noi. Vă vom lua apărarea pentru aripioare. Băieți, ce porție să fie? Porție triplă. Haide, Nastia. Știți ceva, fetelor? Am ieșit dintr-o relație cu un basketbalist. De ce mai aveți treabă cu mine acum? Uite, Nastia, dacă relația asta era cu un tip normal, nu mă băgam deloc. Dar familia asta e atât de ciudată. Fără resentimente, fato. Eu nu voi face niciun pat. Mama a făcut o fată așa de frumoasă, nu ca să stea să facă patul pentru altcineva. Sunt de acord cu asta. De ce vă stresați, fetelor? Nu trebuie să-l facem. Să nu facem niciun pat. Uf, Rox, ce cuminți sunteți! V-ați băgat așa repede la somn? Nu vă amintiți înțelegerea pe care am făcut-o azi? Ne amintim. Dar dacă banii ne vor prinde, nu doar că vom face paturile,
vom spăla și vasele. Frog, sunteți așa curajoase. Ironic vorbind, ce e, v-au înghețat picioarele? De ce trebuie să o facem? Faceți voi asta și noi ne vom uita la voi. Frogs, vă dați bătute, da? E foarte ușor să luați o farfecă și să le tăiați părul. Nu e greu, credeți-mă, vor dormi foarte bine. Ca să ceșe belanilor, ca să vină a doua zi să ne taie și ele părul? Foarte corect, nu? Frog, sunteți așa isterice, atunci le veți face tuturor patul. Cu siguranță ratatele o vor face cu ușurință. Fricoaselor! Ce greu e să fii adolescentă! Așa multe probleme pe cap! În regulă, Nastia, îmi pare rău, dar de acum vom încuia ușile noaptea și vom ascunde cheile ca să nu poți pleca din cabană. Deloc! Eram în căutare de prieteni, nu de iubiți, așa am zis! Știți ceva, fetelor? Cred că înțeleg de ce nu-l placeți pe Zach. Pentru că e un basketbalist special, iar basketbaliștii voștri sunt la un nivel mai jos. Da, Nastia, ai noștri sunt normali și tu ai nevoie de cineva normal! Știi și tu, Nastia, că până și un sărut cu el poate avea urmări fatale! Sau vrei să trăiești ca el? Să nu te arăți pe străzi deloc în timpul zilei? În orice caz, trebuie să se încheie totul între voi! Da, uite de acel vecin ciudat! Nu trebuie să te mai vezi cu el niciodată! Serios? Ce voi face cu sentimentele mele? Nu pot dormi, chiar m-am îndrăgostit! E drăguț, e calm și frumos! Nu e nimeni ca el în această cabană! Nastia, trebuie să te speli pe dinți, să faci un duș și să dormi! Să te odihnești! Te vei trezi cu mintea limpede și vei uita de Zach! Știi că banii sunt acum liderii cabanei, deci avem multă treabă mâine! Deci, fetelor, v-ați distrat? Se întâmplă ceva pe aici, prin apropiere! O adunare a zombilor! Aceia sunt frații lui Zach! Mă vor fura la noapte! Fetelor, trebuie să închideți ușile și ferestrele! Sunt nervoși tare! Zach s-a plâns că i-a fost ruinată ieșirea. Sigur, de asta mai aveam nevoie acum! Diana, de ce nu ieșim cu zombii? Fetelor, sunteți okay? Diana, nici în glumă! Râdeți cât vreți! Vedem cine va râde la urmă! Avem toată speranța în voi, basketbaliștilor. Zach și frații lui nu au ce căuta aici deloc. Ne veți lua apărarea, nu-i așa? Dacă își bagă nasul aici, atunci noi... Și tu, Nastia, duș și la somn! Voi face un duș și voi dormi, veți vedea că va veni după mine. Fata s-a îndrăgostit. Chiar s-a îndrăgostit. Fiți fără teamă, fetelor, vă vom apăra tot timpul, nu? Romeo, am făcut-o ca un prieten. Noapte bună, fetelor. Te iubesc. Ce vacanță interesantă! Nu avem de ales, nu-i așa? Dragilor, dați like, abonați-vă, apăsați pe clopoțel și așteptați noile noastre episoade. Ne vedem data viitoare! Pa, pa! Să mergem!